Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se bucură reșițenii că au primit cadou tramvaie noi. Da. Nu știu dacă ați văzut. Am văzut. Deci, aparent, reșițenii acum s-a livrat primul tramvai nou în Reșița și sunt filmări. Se descalță la urcarea noua garnitură turcească. Abia livrată. Sunt filmări cu asta, scrie și presa. Citez. E ca la Moschea Albastră, practic. Da, Batmanul s-a... Club feroviar. Citez. Firma turcă Durmazlar. Uite, vezi, legătura. A livrat. Marea firmă turcească Durmazlar a livrat zilele trecute la Reșița primul tramvai din lotul de 12 prevăzut într-un contract semnat în 2020. Inexplicabil este faptul că reșițenii s-au descălțat când s-au suit în tramvai, lăsându-și încălțămintea la ușă. Am încheiat citat. Poate nu le plăcea mirosul de tramvai nou, mă gândesc. Sau... Da. Înregistrări video arată tramvaiul pe linie de depou și mai multe persoane care se descalță la urcare, lăsându-și încălțămintea pe un suport amplasat, cum ar veni, în fața ușii. E un tramvai musulman și ca atare în semn de respect, poate că... Da. Unul dintre cei prezenți pare a zice că nu e necesară descălțarea. Însă unul dintre musafiri își dă totuși pantofii jos. Insist. Da. Nu, haideți, nu vă descălțați, vă rog eu frumos. Mă, nu, domn, eu cum? Să calc pe frumusețea asta de linoleum? Da. Într-o fotografie se văd două perechi de pantofi lăsată frumos la intrare acolo. Ce să zic, tramvaiele au capacitate de 137 de persoane, sunt dotate la standarde europene, viitorii vatmani au început deja pregătirea, cred că îi fac și muezin. Auzi, dar nu era băgat în circulație tramvaiul, din câte mă prind eu. Era, au făcut muzeu întâi din el. Da. Eu sunt curios cât timp o să-l lase acolo și cu câtă vreme o să-l laude. Poate fac și o inaugurare, au făcut. O tăiere de pamblică ceva. Da, eu cred că pentru asta se pregătesc acolo. Dacă vine domn șef primar... Să nu fie să nu calce cu pantofii lui curați pe linoleu murdar de pantofii noștri de țară. Dar rământ alea negre. Ha? Da. Și stare neplăcută pe linoleu. În felul ăsta, da. Și după aia trebuie să speli, e complicat. Dar ideea asta cred că ar merge. Sau nu? Adică cum ar fi să se descalțe lumea la intrarea în tramvaiul 41? Și să-i ținem mâna. Eu cred că n-ar mai sta nimeni în picioare. Păi, trebuie să ne actualizăm puțin, că am rămas cu glumele astea cu tramvaiul 41. Tramvaiul 41 nu mai e de actualitate. Au apărut tramvaie noi. Linii noi, adică. Pe la Pantelimon, pe acolo, trebuie să ne punem un pic la curent. Până în Rahova e o linie ca lumea, adică... N-ai înțeles nimic din conceptul glumelor cu tramvaiul 41? Nu. O să-ți explic. Și Bule e vechi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.